Avem alături de noi invitații speciali, Laura Rădulescu, fondatoarea asociației Cat Savers. Ne-a adus în vizită câteva feline super simpatice. Bine ai venit și te rog să ni le prezinti și pe prietenele tale, cu care deja am început să ne jucăm, după cum vezi. Bună, mulțumesc mult pentru invitație. Prima pe care vă prezint este pisicuța June. Este o pisicuță de câteva luni, salvată de pe mijlocul unui bulevard din București, intens circulat. A fost luată dintre mașini, este o mică norocoasă, salvată la propriu și acum este pregătită pentru adopție. Îi căutăm o familie iubitoare. Avem foarte mulți iubitori de pisici aici în echipă, poate... Poate este o pisicuță extrem de jucăușă, are nevoie de companie în permanență și atunci ar fi foarte bine dacă ar avea o surioară sau un frățior acasă. Este absolut adorabilă și toarce cum pui mâna pe ea, așa că poate cucerește pe cineva. Dar tu cum ai dat de ea? Adică ți-a adus-o cineva sau ai salvat-o chiar tu? Cum s-a întâmplat? Chiar eu. Mă întorcem spre casă, coboram de pe un pod pe un bulevard din București și am oprit pentru preț de câteva secunde pe marginea drumului pentru cu totul și cu totul o altă treabă. Am auzit mieunături puternice și m-am uitat pe mijlocul drumului. Era fix pe linia de tramvai. Dacă ar mai fi făcut un pas înainte, ar fi fost călcată de mașinile care coborau cu probabil 70-80 km la oră de pe pod. M-am orientat cum aș putea să o ajut. Am rugat pe cineva să oprească, avea bicicletă. Am așteptat un moment când nu era traficul intens și m-am dus până la ea și am reușit. Am luat-o, din fericire a venit singură spre mine, nu a fost perioasă, este o pisicuță care de-abia aștepta să fie luată în brațe și am putut să o iau și astfel să o salvez. Văd că e și foarte prietenoasă. Și prietenii ceilalți cine sunt? Aici avem o altă pisicuță, dar nu are câteva luni ca pisicuța June. Este o pisicuță de 19 ani pe care o cheamă Alba, pisica Alba. Imediat, trebuie să facem cumva să o vadă toată lumea. Așa cred că e cel mai bine. Este cel mai bine, da? Ea este o pisicuță absolut adorabilă, iubitoare și extrem de norocoasă, pentru că a fost... ea a trăit 17 ani pe stradă. A supraviețuit, deoarece a locuit într-o zonă de blocuri foarte bună, unde a fost îngrijită, dar în urmă cu 2 ani, urechiușele ei au început să se coloreze și să se descoameze puternic. Am luat-o și am dus-o la medicul veterinar și s-a constatat în urma testelor specifice că are cancer auricular. Draga de ea a trebuit să treacă prin operație de extirpare a pavilioanelor externe ale urechiușelor, de aceea nu are urechiușe, nu știu cât de bine se vede. Și a revenit în mod miraculos. Este o bătrânică absolut senzațională și iubitoare, dar din păcate nu cred, deși a fost promovată foarte intens pentru adopție, nu cred că va mai adopta cineva. În România greu oamenii adoptă pisicuțe în vârste. Pentru că are 19 ani și oamenii nu mai vor să adopte o pisicuță așa bătrână? Da, din păcate da. Am promovat-o foarte mult încă dinainte de a avea asociația pe pagina creată, Cat Savers, și nu a avut cereri de adopție, din păcate. Și ce se va întâmpla cu ea dacă nu ia nimeni? Ea de 2 ani deja este în grija noastră. De 2 ani de zile... Nu fugi! Vezi că vrea să iasă. De 2 ani de zile avem grijă de ea, o ducem la doctor, la controle programate. Chiar anul acesta a făcut un nou set de analize pentru că ne-am speriat un pic pentru starea ei de sănătate și este o pisicuță pe care va rămâne în asociație. Deci, practic, ea va rămâne o pisicuță Cat Savers și dacă sunt oameni care doresc să o sprijine cu costurile lunare, pot să ia legătura cu noi, pentru că este o pisicuță care are nevoie de multă îngrijire. Așadar, oamenii, chiar dacă nu adoptă un animal, au posibilitatea de a contribui la întreținerea acestuia, exact. Nu? Exact. Și încurajăm foarte mult adopțiile la distanță. Pentru că, de multe ori, sunt persoane care au 2 sau 3 pisicuțe deja acasă și ar mai dori una, dar nu mai pot să ia pentru a nu distruge echilibrul pe care l-au și atunci pot să contacteze o asociație și să adopte la distanță una dintre pisicuțele deja salvate. Poți să o lasă să se ducă la joacă, că nu mai vreau neapărat să ne oferi mult mai multe detalii despre asociația ta și despre modul în care întreții aceste superbe pisicuțe, însă aș vrea să ne faci cunoștință și cu cel de-al treilea. Da, cel de-al treilea este un timid. Nu știu cât de bine o să se vadă la cameră. Acasă este mult mai, acasă la el este mult mai dezghețat. Cel de-al treilea prieten care e timid. Acum este, uitați-l, este un superb. O să iasă. Eu zic să o lăsăm să se ducă unde vrea ea. S-ar putea și să plece destul de departe. Și sub canapea, așa. Gata, l-am luat. Ce frumos! El este motanski, alintat. Garfield, tu erai! Alintat și motanel.
Este un mătănel salvat de pe stradă. Este timid acum, cer scuze. Da, încearcă da, să se ascunde. Pisicile se agită destul de tare. Da, și este și după drum. Și în general la drum pisicuțele se stresează. Asta da. Nu că văd că n-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Vrea să se ducă la joacă, știi? Tot vrea să exploreze canapeaua în stânga. Da, da, se ascunde. Așa cum sunt oamenii diferiți, să știți că așa sunt și pisicuțele. Nu am întâlnit până acum din pisicuțele salvate două pisici care să aibă aceeași personalitate. Și mi se pare senzațional acest lucru. Spuneam că vreau să ne ofer mai multe detalii despre asociația ta. În primul rând, spune-ne unde ții toate aceste pisici. Păi, ne bazăm foarte mult pe un sistem de fostere. Foster înseamnă găzduire temporară. În general, acest lucru s-a întâmplat cu membrii familiei mele, că atunci când am început să salvez și adopțiile nu mai funcționau, am apelat la sprijinul familiei. Am extins acest lucru către prieteni. Sunt prieteni care ne țin în găzduire temporară pisicuțe până pleacă în adopție, pentru că uneori procesul de adopție poate să dureze și câteva luni de zile. Da. Și atunci au nevoie să stea într-un mediu sănătos. Dar inițial la preluare, pisicuțele sunt internate în clinici pentru investigații medicale complexe și pentru a fi sigur că sunt în afara oricărui pericol. De aceea e foarte important pentru asociații să primească ajutor susținut pentru a putea avea grijă de aceste pisicuțe în continuare. Lasă să stai micuță, nu să nu o pierdem. Nu cred că o pierdem, o caut eu. Da. Lasă să se joace. Toate cheltuielile sunt susținute de donații, mă gândesc, nu? Asociația va împlini mâine două luni de la înființare, dar salvez pisicuțe, mulțumim, de mulți ani, de cel puțin 5-6 ani au ieșit în cale foarte des multe pisicuțe pe care le-am salvat și le-am pregătit pentru adopție și au plecat către familiile lor adoptive. Ele, practic, trec printr-un întreg proces de îngrijire pentru a putea fi pregătite pentru mai departe și avem încă de dat pisicuțe pe care le-am salvat încă dinainte de a fi asociație. Astfel încât cu cât oamenii adoptă pisicuțe de la noi, cu atât noi putem să salvăm mai departe mai multe suflete. Vai, ce frumos! Dar sunt tare curioasă cum funcționează asociația înființată de tine mai exact. Păi, procesul momentan este oarecum simplu, funcționăm ca și înainte, salvăm animale. Asta este principiul de bază. Acum însă facem toată această procedură într-un cadru legal, tocmai pentru a putea să le susținem și pe ele, să le susținem mai mult. În general, asociațiile funcționează doar pe bază de donații și sponsorizări. Din păcate, nu există sprijin din partea statului pentru asociații, pentru ONG. Și până acum, marea majoritatea cazurilor au fost salvate de către noi. Am suportat costurile, uneori am mai lansat strângeri de fonduri, pentru că au fost costurile extrem de mari. Dar ca și salvator independent în România, cât de mult te-ai strădui să poți acoperi tu financiar toate costurile, nu reușești. Și atunci este nevoie de susținerea cât mai multor iubitori de animale. Noi să știi că te ascultăm, dar suntem și cu ochii. Fascinați de cea micuță, știu, care deja a câștigat... Da, vizitează fiecare colțișor din platou. Se simte ca acasă, poate vreți să adoptați. Da. Să știi că dacă o lași aici, noi nu ne supărăm. Dar nu știm cine ar avea grijă de ea în weekend-uri și pe parcursul nopții. Dar cred că e important să le spunem celor care ne urmăresc care este modul în care se desfășoară lucrurile. Găsești o pisicuță și mai apoi ce faci? Pui anunțuri, încerci să găsești stăpân. Cum se desfășoară lucrurile? Primul pas când găsești o pisicuță este, de fapt, ceva ce am învățat la un curs de prim ajutor pentru oameni. Este să totdeauna să ai grijă că te protejezi pe tine. Înainte să poți să salvezi un animal, trebuie să te asiguri că nu te expui tu unui risc. Ce înseamnă? Cum a fost situația cu June, cu pisicuța, pe care am găsit-o în mijlocul bulevardului. Primul instinct al unui salvator este să se ducă să salveze, dar întotdeauna trebuie să te asiguri că nu există riscul de a veni mașini cu viteză către tine, de a nu se întâmpla alte lucruri neplăcute. Și atunci, în primul rând, tu trebuie să te asiguri că mediul din care tu poți prelua pisicuța este unul sigur. După ce pisicuța este prinsă în siguranță, primul lucru care trebuie făcut este ca aceasta să fie dusă la cabinetul veterinar, unde să fie evaluată, să îi se evalueze starea de sănătate. Se fac diverse teste și în urma rezultatelor, pisicuța o rămâne internată pentru restul de tratamentul. Dacă este pisicuță sănătoasă, poate să meargă acasă. Îi se fac poze frumoase, îi se cumpără mâncare bună, îi se cumpără jucării, transportori, păturici și este promovată pentru adopție. Până acum, cel mai mult succes am avut cu promovările pe Facebook, pe pagina noastră, pe pagina care înainte era Cat Savers, acum este pagina Asociația Cat Savers. Ne dorim foarte mult ca în viitorul apropiat să creăm și un site, dar pentru acest lucru avem nevoie de voluntari, așa că dacă cineva ne urmărește și poate să ne ajute cu crearea unui website, ar fi un lucru grozav.
După care, când pisicuța în sfârșit este văzută de cineva, purtăm o discuție cu acea persoană. Întotdeauna dacă ne axăm pe două lucruri, compatibilitate între persoana respectivă și pisicuță și responsabilitate. La final se semnează un contract de adopție și contractul de adopție vine însoțit și cu sfaturi despre îngrijirea pisicuței și aceasta pleacă la noua ei casă. Giun a început să facă niște prostioare pe aici, prin platou. Ai idee câte pisici ai salvat până acum? Da, chiar aseară am numărat din folderul de poze cu pisici pe care le am. În ultimii 5 sau 6 ani am luat 80 de pisicuțe. 80 de pisicuțe? Da. Aplauze! Mulțumesc! Deci 80 de pisicuțe au fost preluate de pe stradă, duse la doctor, sterilizate și oferite spre adopție. Marea majoritate dintre ele și-au găsit adoptatori extraordinari. Da. Am mai ajutat 20 de pisicuțe ale altor oameni care nu aveau posibilitatea financiară de a le duce la doctor sau de a le transporta și atunci am încercat să ajut, nu neapărat să-l vând eu direct în stradă, dar ajutând alți oameni și bineînțeles, ca orice om care iubește animalele, am hrănit sute de pisici pe care le-am întâlnit. Îți mulțumim, faci lucruri minunate. Mulțumesc mult. Te mai așteptăm pe la noi. Cu mult drag.